Iată că după 5 ani de zile CSM 2007 Focșani revine în Liga 3-a la fotbal. Astăzi, 26 august 2017, echipa Fan Iona județului Vrancea întâlnește pe teren propriu formația Aerostar Bacău. Să sperăm că focșanenii vor avea un parcurs frumos în această ediție de campionat și că vor reuși să facă față cu brio meciurilor pe care le vor disputa în această ediție de campionat. Iată și cele două formații. Ne aflăm în minutul 5 al întâlnirii. Scorul este 0-0. Începem cu oaspeții Aerostar Bacău, în echipament alb-albastru. Hărăguță, Mihălăchioaie, Mihăieș, capitanul echipei. Oanea, Honca, Adăscăliței, Chirilă, Artene, Buciuman, Tudorache și Vraciu. Antrenorul echipei Băcăoane este Cristi Popovici. Președintele echipei Valerian Voicu. Formația noastră, CSM Focșani 2007, a început această partidă cu Lazar în poartă și jucătorii de câmp Săpunaru, Beșa, Panaite, Mihai, Lupu, Dornel Popa, capitanul echipei, Duca Alexandru, Pasăre și Predoiu. Antrenori Vasile Burgă și Adrian Toma. Meciul este condus la centru de Cristian Moldoveanu din Sfântul Gheorghe, ajutat la cele două linii de Roberto Ciuraru din Sfântul Gheorghe și Zolt Biro din Beliu. Observatori Liviu Săceanu pentru brigada de arbitri și Simona Renta pentru... Oaspeții vor executa acum o lovitură de la colț. Răspinge Predoiu, atacantul nostru venit în sprijinul apărării. Acum în interiorul careului și se dictează penalti. Și cartonaș roșu. Pentru Panaite. Iată, început dificil de meci pentru Focșăneni. Tudorache a fost ținut de tricou în careu de Panaite și arbitrul Cristian Moldoveanu a dictat lovitură de la 11 metri. Vraciu se pregătește să execute. Acesta l-are în față pe portarul focșenean Lazar. Este un moment important al acestei întâlniri. Vraciu șutează și mingea lovește bara. Iată că oaspeții nu reușesc să deschidă scorul din penalti. Mingea trimisă de Vraciu a lovit stâlpul din dreapta porții lui Lazar. Scorul rămâne 0-0, CSM Focșani 2007, Aerostar Bacău în minutul 10. În prima etapă din cadrul Ligii a 3-a, seria 1.
Din păcate, focșanenii evoluează în 10 jucători, Panaite fiind eliminată la faza penaltului. Aerostar Bacău este una dintre echipele bune ale acestei serii, este, cred că, cea mai veche echipă din seria 1 a ligii a 3-a. Au reușit câteva achiziții în această vară, au fost jucători la FCM Bacău, dar l-au adus pe banca tehnică pe antrenorul Cristi Popovici, un antrenor cu experiență la nivelul ligii a 2-a și a 1-a. Cristi Popovici a antrenat mulți ani pe FCM Bacău și FC Botoșani. Aerostar Bacău și Oțelul Galați sunt echipele care cu siguranță vor încerca să promoveze în Liga a 2-a la finalul acestui sezon. Aruncăm de la margine prin Lupu. Popa a trimis o minge, dar acolo nu se afla niciun coechipier. Claudiu Mihai înapoi pentru Lazar. Pierdem ușor mingea și oaspeții vor arunca de la margine. Prin Mihela Chioaie. CSM Focșani a revenit anul acesta în Liga 3-a după ce a trecut de Teiul Poiana Teiului în meciul de baraj. Au fost două victorii, 2-1 în deplasare și 3-2 pe teren propriu. Iată-l pe Pasăre, a preluat mingea acum Dorinel Popa, capitanul echipei. O pasă pe partea dreaptă pentru Lupu. O diagonală care îl caută pe Pasăre. Acesta solicită o lovitură de pedeapsă, însă arbitrul lasă jocul să continue. Lazar ieșit din poartă și degajează în afara terenului de joc. Oane aruncă de la margine. Bracul, centrare, iese Lazar și trimite din nou în afara terenului de joc. Prinde portarul focșănean cu siguranță. O minge lungă trimisă pentru Pasăre. Acesta pierde duelul cu apărătorul Băcăuan. Cele două formații s-au întâlnit în această vară într-un meci amical desfășurat tot aici, la Focșani, pe stadionul Milcovul. Scorul a fost atunci 2-2. Iată o angajare pentru Pasăre în interiorul suprafeței de pedeapsă. Și Mihăieș nevoit să trimite în afara terenului de joc. Iată și o primă înlocuire în formația noastră. Parlac este la margine. Da, intră Parlac. Locuiește pe Pasăre, o schimbare tactică. Antrenorul Vasile Burga a fost nevoit să efectueze această schimbare datorită faptului că focșănenii evoluează cu un jucător mai puțin pe terenul de joc.
Panaite a fost eliminat în minutul 10. Așadar, vom juca în continuare cu un singur vârf de atac, Mădălin Predoiu. Focșenenii au jucat și marți în Cupa României, au obținut o victorie clară pe teren propriu în fața echipei Metalo Sport Galați, 5-0 pentru CSM Focșani 2007, care s-a calificat în faza a treia a competiției. Iată-l pe Vraciu, în colțul terenului, Parlac intervine, Dorinel Popa, experimentatul fotbalist focșănean, Mădălin Predoiu din prima pentru Lupu. Insistă Predoiu și obținem o aruncare de la margine. Săpunaru și din nou avem posesie. Lupu centrează. Duca ajunge această minge. Să vedem dacă va reuși să obțină ceva. Claudiu Mihai, o minge înaltă care se duce mult peste poarta lui Hărăguță. Meciul poate fi vizionat pe canalul de YouTube, este Media Press și pe Facebook, dar în principal pe canalul de YouTube este Media Press, unde calitatea imaginii este mai bună. Iată o nouă lovitură de la colț pentru Aerostar Bacău. Oaspeții, o echipă solidă, vă spuneam, cu multe sezoane la activ în Liga 3-a. Oanea execută acest corner. Respinge Duca. Din nou Oane la marginea careului de 16 metri, l-are în față pe Lupu. Parlac degajează mingea în afara terenului de joc. Vă spuneam că meciul vă invit să-l urmăriți în continuare pe canalul de YouTube, este Media Press,
Transmisia pe Facebook va fi întreruptă. Iată-l pe Lupu, în șut, și mingea trece pe lângă poarta lui Hărăguță. O primă ocazie de gol la focșănenilor. Iată și componența seriei întâi. ACS Târgu Secuiesc, ACS Sănătatea Dărăbani, CSM Focșani, ACS Suporter Club Oțelul Galați, CSM Bucovina Rădăuți, AFC Hărman, AFC Miercurea Ciuc, CS Aerostar Bacău, CS Avântul Valea Mărului, CSM Roman, CS Sporting Liești, ACS Olimpic Cetate Râșnov, AFC Metalosport Galați, AFC Odorheiu Secuiesc și CSM Pașcani. Vă spuneam, Oțelul Galați și Aerostar Bacău sunt echipele care și-au anunțat intenția că doresc să promoveze în Liga a doua. Dreaptă un atac și iată că Vraciu nu reușește să înscrie din 3 metri. Beșa vede cartonașul galben, a fost acolo și o nesincronizare a brigăzii de arbitri. Asistentul Roberto Ciuraru ridicase fanionul pentru moment, apoi acesta a lăsat steagul jos, apărătorii focșăneni s-au oprit. Și iată că oaspeții irosesc o nouă șansă de gol după ce în minutul 10 au ratat și o lovitură de la 11 metri. Primul meci al etapei s-a disputat ieri la Pașcani între CSM Pașcani și AFC Hărman. Oaspeții au învins cu scorul de 4-1. Celelalte partide se dispută astăzi. Iată-l pe Artene în interiorul careului. Un șut peste poarta lui Lazar. Meciurile se dispută în zilele de vineri și sâmbătă. Clubul gazdă alege ziua disputării. Se pare că CSM Focșani va disputa meciurile din acest campionat sâmbăta. Degajează Lazar lung până în cealaltă jumătate de teren. Iată-l pe Predoiu, un dribling, mingea ajunge la focșăneni, Zaharia a șutat. În blocajul apărării Băcăoane, iese Lazar din poartă. Claudiu Mihai. O minge însă care nu găsește niciun coechipier. Oaspeții încearcă să construiască un nou atac. Iată că acum jucătorii celor două formații sunt trimis la marginea terenului pentru o pauză de hidratare. Minutul 25, CSM Focșani și Aerostar Bacău se află în continuare la egalitate 0-0. Vai, vai, vai!
de Burgă și Adrian Toma vor găsi soluțiile necesare pentru a obține astăzi un rezultat pozitiv, dar chiar dacă va fi foarte greu în aceste condiții. CSM Focșani evoluează cu un jucător mai puțin. După ce Panaite a fost eliminat. Președintele echipei Aerostar Bacău este Valerian Voicu. Este născut în județul Vrancea, în comuna Homocea, însă de mulți ani el este stabilit în Bacău și conduce destinele acestei echipe. Echipa are o stabilitate financiară, fabrica Aerostar, producând componente pentru industria aeronautică, militară și civilă. Așa se explică faptul că de foarte multe sezoane evoluează în Liga a III-a fără întrerupere. Este cea mai veche echipă din această serie. Nu mai spunem că de aici a fost, de la Aerostar Bacău, s-a lansat în fotbalul mare și portarul Costel Pantilimon, care a fost transferat la începutul anilor 2000 de Aerostar Bacău la Poli Timișoara. Bacăul în acest moment nu mai are nicio reprezentantă în ligile, în cele trei ligi ale campionatelor din țara noastră. Așadar, Aerostar Bacău a devenit echipa fanion a orașului. Iată pe Dornel Popa, un șut deviat și mingea trece peste poartă. Va fi lovitură de colț. Poate că din aceste faze fixe să reușim ceva mai mult. Iată că urcă fundașii noștri centrali, Parlac și Beșa, pentru a relua o eventual lovitură cu capul. Duca execută acest corner la colțul scurt, Predoiu nu reușește preluarea și iată că oaspeții vor arunca de la margine spre nemulțumirea băncii noastre tehnice. Cred că a greșit aici arbitrul moldoveanu. O minge lungă care îl caut pe Oanea și de la margine se ridică fanionul. Aproximativ 400-500 de spectatori au venit să urmărească această partidă. Lazar va trimite lungă către înaltul Predoiu. Predoiu și un fotbalist care a trecut și pe la SCM Bacău. Alături de Claudiu Mihai și Dornel Popa sunt și portarul Lazar, sunt cei mai experimentați fotbaliști ai formației noastre. O minge lungă, Parlac trimite cu capul propriului portar. Stânga, o minge pentru Predoiu, nu este offside. Predoiu reușește să intre în posesia mingii, în interiorul careului, șutează peste poartă din 6 metri lateral stânga.
A șutat puternic, dar nu l-a putut învinge pe Hărăguță. Să notăm această a doua ocazie a echipei noastre. A Dascăliței și el un jucător cu experiență. A dus în această vară de la SC Bacău. Acum Mihăla Chioaie, din nou a Dascăliței, combină cu calm oaspeții, iată, pierde mingea, acum Duca, înapoi pentru Claudiu Mihai, Predoiu prea această minge. Dorinel Popa la mijlocul terenului își caută un coechipier. Până la urmă îi trimite pe partea stângă lui Predoi. Acum Claudiu Mihai, să vedem centrarea. Un șut centrare. Claudiu Mihai a încercat să-l păcălească pe Hărăguță. Mingea însă a trecut peste transversală. E bine că încercăm să ne apropiem mai mult de poarta oaspeților. A Dascăliței. O minge lungă care îl căuta pe Tudorache. Va fi doar out de poartă. Lupu nu reușește preluarea. Acum este posesia celor de la Aerostar Bacău. Parlac intervine și trimite în afara terenului de joc. Recuperăm prin Lupu, acum Predoiu. Pierde însă în fața lui Chirilă. Și acum va fi o lovitură liberă pentru Aerostar Bacău. Etapa următoare, focșenenii vor juca în deplasare la Hărman, iar peste două săptămâni pe teren propriu cu suporter club Oțelul Galați. Iată, cade acolo un jucător de la Aerostar fără să-l atingă nimeni. Oaspeți încearcă să provoace acolo un incident. Sunt momente tensionate. Nu cred că Vraciu a fost atins. Iată, Lazar vede cartonașul galben, portarul echipei noastre. La fel și Mădălin Predoiu. Dar iată că de la oaspeți nimeni nu primește cartonaș galben.
Nu știu de ce a căzut acolo Vraciu, jucătorul oaspeților, nu a fost atins de nimeni, ar fi meritat și el un cartonaș galben pentru simulare. Cristian Moldoveanu este arbitrul întâlnirii din Sfântul Gheorghe. Să sperăm că el va duce la bun sfârșit această partidă. Iată-l pe adăscăliție la 30 de metri de poartă. Și va fi repunere din colțul careului de 6 metri. Minutul 36 al partidei, în continuare CSM Focșani și Aerostar Bacău 0-0. Se simte faptul că focșanenii evoluează cu un jucător mai puțin pe terenul de joc prin eliminarea lui Panaete, minutul 10, atunci când oaspeții au și ratat o lovitură de la 11 metri. Claudiu Mihai protejează foarte bine și mingea părăsește suprafața terenului de joc. Degajare greșită a lui Lazar. Oaspeții aruncă de la margine. Adăscăliței. Acum capitanul echipei, Mihăieș. Încearcă o lansare pentru Oanea, însă pasa este prea puternică și mingea iese în afara terenului de joc. Un meci echilibrat până în acest minut 38. Cu ocazii la ambele porți, totuși cele mai mari situații de gol au aparținut oaspeților. Lupu cu călcâiul, Dorinel Popa. Aruncăm de la margine prin Săpunaru. Pentru Predoiu. Chirilă, acum Mihăieș. O angajare pentru Vraciu. Respinge Beșa. Mingea rămâne în posesia oaspeților. Mihăieș îl angajează pe Tudorache. Și va fi doar o repunere din colțul careului de 6 metri. Lazar trimite lung. Mădălin Predoiu nu reușește să câștige acest duel aerian. Acum mingea în posesia noastră. Lupu, o bună situație de contraatac. Predoiu pe partea stângă. Scoate înapoi la Claudiu Mihai. Poate acesta... Nu, acesta ar fi trebuit... A încercat, de fapt, să șuteze. Este un jucător de piciorul stâng. A încercat să-și facă mingea. Însă a pierdut
acest balon și oaspeții sunt acum în atac. Se află cu întreaga echipă în jumătatea noastră de teren. Beșa trimite în afara terenului. Nu, mingea a rămas pe terenul de joc și iată Băcăuanii prin adăscăliței Mihăieș. Artene nu reușește să treacă de Lupu. Mihălăchioaie acum adăscăliței. Dominare teritorială a celor de la Aerostar. Chirilă și va fi lovitură liberă pentru Aerostar Bacău. Zidul este așezat la distanța regulamentară de 9 metri. Cred că va fi o centrare. Nu, o pasă scurtă, iată o combinație nereușită însă. Au încercat o schemă cei de la Aerostar Bacău. Însă fără niciun rezultat. Aceste mingi înalte sunt câștigate fără probleme de înalții fundași ai celor de la Aerostar Bacău. Iată-l pe Artene. Acum posibilitate de contraatac prin Lupu pe partea dreaptă. L-are lângă el pe Predoiu. Preferă o pasă în diagonală pentru Duca. Zaharia la un pas să intercepteze această minge, însă a ieșit portarul Hrăguță. Da. Un nou atac pozițional pentru Aerostar. Adăscăliței. Mihăieș, o centrare în careu, Beșa intervine acolo, foarte bun jocul lui Beșa până în acest minut 43. Intervențiile sale au fost sigure. Lazar trimite lung către același Predoiu. Steaua, nu facem o steaua de Focșan? Da? De ce? Cine? Cum? Comanda? Dar nu i-am adus aici. Nu joacă aici. Iată-l pe Zaharia, juniorul focșanean se descurcă bine pentru moment, însă nu se înțelege cu Duca. Dual boys, vreau să fac dual boys, vă băgați? Iată o acțiune de atac periculoasă. Artene a încercat să-l angajeze pe Tudorache. Suntem în minutul 45. Iată un minut de prelungire arată arbitrul acestei întâlniri. Cred că acesta va fi scorul la pauză. Este 0-0 CSM Focșani, Aerostar Bacău. Iată-l pe Predoiu, scăpat și
nu se acordă o lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri. Predoiu a fost oprit prin fault. Iată, este descălțat Predoiu de gheată. Și Cristian Moldoveanu nu acordă lovitura liberă pe care focșenenii ar fi meritat-o. Acum acordă ușor un fault la jumătatea terenului, dar în urmă cu câteva secunde ar fi trebuit să dicteze o lovitură liberă care ar fi fost periculoasă pentru poarta Băcăuanilor. Iată că experiența echipei Băcăuane se vede poate că și în arbitrajul lui Cristian Moldoveanu din Sfântul Gheorghe. Și iată, primele 45 de minute se încheie. 0-0 la pauză. CSM Focșani, Aerostar Bacău. Etapă a seriei 1 divizia C sau Liga a 3-a, cum se numește acum. Vom reveni după pauză.
Îi poate așa, fii ok. Acolo dacă... Bă, da, asta, da? Da? Da. Ia să vezi, bă, 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 la bă, 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 Da, 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 nu, deocamdată pe ambient. Nu, stai, îți dă chiar drumul, stai sigur. I-ai dat drumul? Da-ne. Ia sună la acum și întreabă ce i-am spus eu. După fluier, Florin, după fluier. Vorbești, spui ceva acum? Ok, stai așa. Revenim în transmisiune directă pentru repriza a doua partid de CSM Focșani 2007 și Aerostar Bacău din cadrul primei etape a ligii a treia la fotbal. La pauză scorul este 0-0, oaspeții au ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 10. Tot atunci a fost eliminat și Panaite de la CSM Focșani. Lovitura de începere a aparținut oaspeților. Să trec în revistă rapid și cele două formații. Oaspeții cu Hărăguță în poartă, jucători de câmp, Mihălăchioaie, Mihăieș, Oanea, Honca, Dăscăliței, Chirila, Artene, Buciuman, Tudorache și Vraciu, antrenor Cristi Popovici,
De partea cealaltă, echipa gazdă, CSM Focșani 2007, în echipament de culoare roșie, a început cu Lazar în poartă și jucătorii de câmp Săpunaru, Beșa, Parlac, Mihai, Lupu, Dorinel Popa, Zaharia, Duca și Predoiu. Pe banca de rezerve a echipei noastre, iată un prim cartonaș galben arătat echipei Aerostar Bacău. Buciuman a primit acest cartonaș. Poate că la pauză Cristian Moldoveanu din Sfântul Gheorghe a fost puțin muștruluit de observatorul partidei. Acesta a condus în general bine partida, dar în minutul 45 nu a acordat o lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri pentru formația noastră, o lovitură care ar fi putut fi periculoasă. Rezervele formației noastre sunt Apenciu Cesei, Pădineanu, Chivu, Remus Popa, Budeanu și Manu. Iată un nou cartonaș galben. Tudorache de la Aerostar Bacău este și el avertizat. În prima repriză, trei jucători focșeneni au văzut cartonașul galben. Este vorba de portarul Lazar și jucătorii Beșa și Predoiu. Iată-l pe Duca, nu reușește să intre în posesia acestei mingi. Hărăguț a plonjat și a reținut. Antrenorii formației noastre sunt Vasile Burgă și Adrian Toma. Iată-l pe Lupu. Un șut foarte frumos al lui Zaharia. Tot la această oră se dispută și celelalte partide din seria 1. Acestea sunt ACS Târgu Secuiesc CSM Roman, Avântul Valea Mărului AFC Miercurea Ciuc, CSM Pașcani Cetate Râșnov, meci care s-a disputat ieri, scor 1-4. Sănătatea de Răbani, Sporting Liești, Odorheiu Secuiesc, AFC Hărman, iar meciul suporter Club Oțelul Galați, Metalosport Galați, se dispută începând cu ora 20. Predoiu izolat acolo între apărătorii oaspeților, a rămas singurul nostru vârf de atac după eliminarea lui Panaiete în minutul 10. Vasile Burgă a efectuat o modificare, a ieșit atacantul Pasăre și a intrat un fundaș, Parlac. Iată, va fi o lovitură de la colț pentru Aerostar, oaspeți, o echipă solidă, experimentată. Iată lovitură de la colț. A Dăscăliței. Într-un duel cu Lupu. Și de la margine asistentul ridică fanionul și va fi o lovitură liberă pentru Aerostar Bacău.
În tribunele stadionului Milcovul se află și președintele Asociației Județene de Fotbal, Dan Dumitru, care pregătește debutul noului sezon de Liga 4. De asemenea, am informația că această partidă este urmărită pe canalul de YouTube Esmedia Preși de către președintele Asociației Județene de Fotbal Bacău, domnul Cristi Sava. Salutări din partea domnului omologului său, Dan Dumitru, de aici, din tribunele stadionului Milcovul. Să urmărim această lovitură liberă. Va fi o centrare în careu, fără nicio problemă pentru Lazar. Predoiu, venit în propria jumătate de teren, iată, greșește Dorinel Popa, o pasă la 30 de metri de poartă. Lazar intervine providențial. Portarul nostru, iată, se opune deschiderii scorului. A fost greșeala lui Dorinel Popa, care a greșit acea pasă la 30 de metri de poartă, apoi a urmat contraatacul și nici de această dată Tudorache nu reușește să-l învingă pe Lazar. A închis foarte bine unghiul golkeeperul focșănean, a stat pe picioare și a reușit să pareze acest șut. Vă spuneam că la începutul lunii septembrie va începe un nou sezon în Liga 4 Adolf Feinic. Cele 13 formații care s-au înscris până în acest moment sunt Victoria Gugești, Voința Slobozia Ciorăști, Romania Dumbrăveni, Dinamo Tătăranu, Unirea Milcovul, ACS Mausoleu Mărășești, Tractorul Nănești, Unirea Țifești, Voința Cârligile, Național Golești, Sportul Ciorăști, FC Panciu și FCM Adjud. De asemenea, se așteaptă în continuare înscrieri pentru campionatul Ligii a 5-a. Iată o înlocuire la Aerostar Bacău. Oanea a fost înlocuit. Nu, Buciuman. Buciuman a fost înlocuit de Istrate. O angajare pentru Predoiu. Acum Mihăieș. Honca, fundașul dreapta, Băcăuan. Mihălăchioaie, trimis lui Mihăieș, acum a Dăscăliței. Artene. Lupu câștigă acest duel. Săpunaru pentru Predoiu, acesta o preluare pe piept și este faultată la jumătatea terenului. Duca reușește să recupereze acest balon, foarte tehnic jucătorul nostru, cade Mădălin Predoiu de lângă Mihăieș, însă nu obține lovitura liberă. Chirilă, o angajare pentru Tudorache, din nou pericol în careul focșănenilor, din nou Tudorache centrează, respinge Săpunaru. Acum Lupu,
pierdem foarte ușor mingea în propria noastră jumătate de teren. Iată-l pe Vraci în interiorul careului, un șut slab reținut de Lazar. Acesta se grăbește, a încercat o pasă pentru Predoiu. Artene. Oana pe partea stângă în duel cu Săpunaru. Scoate înapoi o nouă centrare, respinge Beșa. Un adevărat turn de control fundașul nostru până în acest moment. Oaspeții din nou se află cu toată echipa în jumătatea noastră de teren și de la margine se ridică Fan Ionul, Vraciu surprins în poziție de offside. Interesant este faptul că antrenorul băcăuanilor, Cristi Popovici, a evoluat și la Acord Focșani la începutul anilor 90, în sezoanele 94-95, 95-96. Atunci a fost făcut un schimb de jucători între Selena Bacău și Acord Focșani. De la Focșani plecau Marius Bratu, Narcis Răducan, Ionică Serea, Vasile Burgă, Claudiu Manta, plecau la Selena Bacău pentru a pune umărul la promovarea echipei patronată pe atunci de Dumitru Sechelariu în divizia A. A trecut însă foarte mult timp de atunci, iată-l pe Predoiu, pierde ușor la jumătatea terenului. Cu siguranță că Aerostar Bacău a venit aici să nu piardă. Un șut de la 20 de metri al lui Vraciu, mingea mult peste poartă. În Liga a doua s-au înregistrat următoarele rezultate. ASEA Târgu Mureș, Sportul Snagov 1-1, Dacia Unirea Brăila, Ripensia Timișoara 2-2, FC Argeș, Luceafurul Oradea 3-0, Chindia Târgoviște, Foresta Suceava 6-0, Metaloglobus București, Știința Miroslava 1-2. Iată, Miroslava este echipa promovată în acest an în Liga a doua din seria 1. Academica Clinceni, ASEU Politehnica Timișoara 2-3. CS Balotești, Olimpia Satu Mare 2-0. CS Afumați, Dunărea Călărea și 0-1. Și AFC Hermstad, UTA Arad 2-0. Se grăbesc jucătorii de la Aerostar Bacău, nu sunt mulțumiți cu acest rezultat de egalitate. Vă spuneam, este echipa care își dorește să promoveze în Liga a doua la finalul acestui sezon. O altă candidată la promovare este și Oțelul Galați. Trebuie să spunem că și în acest an Federația Română de Fotbal a alcătuit cu dificultate seriile în Liga a treia. Au fost echipe care s-au retras în ultimul moment. O înlocuire în formația gazdă. Va intra Pădineanu, acesta îl înlocuiește pe Duca.
Lazar trimite lungă către Predoiu, Mihăieș însă cu capul către propriul portar. A Dascăliței. Artene greșește și avem posibilitatea unui atac. Lupu se descurcă bine. Predoiu, o preluare cam lungă. Până la urmă rămâne în posesia mingii. O centrare! Pădineanu! Nu reușește să trimită spre poartă acolo Pădineanu. Frumoasă cursa lui Mădălin Predoiu pe partea dreaptă, a reușit să centreze, însă Pădineanu a ajuns târziu la această minge și nu a reușit să reia. Mingea revine formației noastre. Va fi o repunere din colțul careului de 6 metri. Pădineanu insistă pentru această minge, degajează Hărăguță. Dornel Popa cum a Dascăliței. Chirilă. Mihăieș, o centrare. Chirilă scoate înapoi pentru a Dascăliței. Un șut al lui Istrate. Mingea trece din nou peste transversal. Cu siguranță că oaspeții nu sunt mulțumiți cu acest rezultat de 0-0. O nouă înlocuire la Aerostar Bacău. Artene este înlocuit. Pavel este cel care a intrat pe terenul de joc. Pressing al focșenenilor și va fi aruncare de la margine. Iată, s-a lăsat umbra și peste stadionul Milcovul. Mădălin Predoiu între trei adversari se descurcă bine. Pădineanu acum. Ne aflăm în minutul 65. Scorul este în continuare 0-0. Parlac acolo în duel cu Pavel. Obținem o lovitură liberă din propria jumătate de teren. Pădineanu pentru Predoiu, este lovit Predoiu acolo și din nou îi se refuză o lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri. Cred că arbitrul Cristian Moldoveanu are probleme la duelurile aeriene, ar trebui să fie mai atent sau poate că nu vrea să fie atent la aceste dueluri aeriene din preajma careului de 16 metri.
Deja spectatorii sunt nemulțumiți și îl apostrofează. Păcat că, iată, în momentele importante, acest arbitru face semn ca jocul să continue. Nici poziționarea lui nu a fost una corectă. Meciul este întrerupt. Cele două echipe se află la marginea terenului pentru a consuma puțină apă necesară. Au făcut efort cei 22 de jucători până acum. A fost foarte cald astăzi la Focșani. Chiar dacă soarele a intrat puțin în nori, este în continuare cald. Jocul se reia cu aruncare de la margine. Oaspeții însă sunt fair play și trimit mingea în afara terenului de joc. Cred că un rezultat de 0-0 ar fi mulțumitor pentru echipa antrenată de Vasile Burgă, în condițiile în care focșănenii, vă reamintesc, evoluează în 10 jucători încă din minutul 9. Iată, a fost un șut de la mare distanță trimis de Mihălă Chioaie. Mingea a trecut însă puțin pe lângă poarta lui Lazar. Oaspeții construiesc acum o nouă acțiune de atac a Descăliței, trimite pe partea stângă. Pavel protejează foarte bine balonul, este un jucător masiv. Intervine Pădineanu și trimite în afara terenului de joc, acesta nu se complică. De la margine se ridică fanionul și va fi o lovitură liberă pentru CSM Focșani. Asistentul Zolt Biro a semnalizat. Lazar lung către Predoiu, toate mingile merg către Mădălin Predoiu. Este singurul vârf de atac în acest moment. Iată, Pădineanu primește și el un cartonaș galben pentru că a împiedicat executarea acestei lovituri libere. Totuși, jucătorul băcăuan a șutat intenționat în Pădineanu.
Iar Cristian Moldoveanu, evident, s-a grăbit să arate un nou cartonaș galben foarte prompt în a arăta aceste cartonașe galben, nu la fel de prompt în a dicta lovituri libere pentru echipa noastră. Dominare a oaspeților în aceste momente. O nouă centrare în careu. Masivul Pavel a încercat să reia acum o acțiune prelungită de atac. O centrare, mingea trece însă prin fața porții lui Lazar și iese în afara terenului de joc. Crește presiunea oaspeților. Să sperăm că vom rezista acum când mai sunt 13 minute de joc plus prelungiri. Iată o nouă înlocuire la oaspeți. Ardei intră pe terenul de joc, acesta îl înlocuiește pe Honca. Madalin Predoiu rea pe spate, însă acolo nu se află niciun coleg de-al său. Cred că altfel s-ar desfășurat jocul dacă s-ar fi jucat 11 la 11. Iată, oaspeții, o acțiune de atac periculoasă. Chirilă șutează însă pe lângă poartă, dintr-o poziție bună. Claudiu Mihai, Zaharia pentru Dornel Popa, acum Lupu, Madalin Predoiu, ridică mingea prea sus. Cred că doar cu pase la nivelul gazonului putem desface apărarea oaspeților, o apărare masivă. Istrate acum la balon, o combinație, Pădineanu foarte bine recuperează, acum Dornel Popa, din nou Pădineanu pentru Predoiu în margine, Predoiu cu spatele la poartă și nu obținem decât o aruncare de la margine. O altă înlocuire la oaspeți. Tudorache iese de pe teren, a irosit și el două situații mari de a marca. Acesta este înlocuit de Sahru. Iată, în tribună se aude și o sirenă care încearcă să-i mobilizeze pe fotbaliștii focșăneni. O revenire după 5 ani în Liga 3-a. Echipa a fost reînființată în vara anului trecut. Să sperăm că acești jucători care evoluează astăzi pe teren vor căpăta experiență și încet, încet vom emite pretenții, de ce nu poate chiar pentru o promovare în Liga a doua în 2-3 ani. Sunt o serie de jucători tineri proveniți de la cluburile de juniori de aici, din Focșani.
Pe banca tehnică se află doi antrenori cu experiență, Vasile Burgă și Adrian Toma, doi foști fotbaliști. Bravo, bă! Iată, Ardei este faultat și un nou cartonaș galben văzut de această dată de Claudiu Mihai, fundașul stânga focșănean. Trebuie să fim atenți la aceste faze fixe. Sunt câțiva jucători înalți în echipa Aerostarului. Lovitură liberă, să vedem cine va executa. Toți jucătorii echipei noastre sunt în careul de 16 metri. O centrare bună, iată, respingem. Pericolul nu a trecut, însă, iată, recentrarea lui Kiril. Și mingea trece mult peste poartă. Lazar nu se grăbește, se pare că ne convine acest rezultat de 0-0, este și normal. Suntem cu un jucător mai puțin pe terenul de joc din minutul 10. Predoiu nu reușește preluarea și scapă mingea în afara terenului de joc. A alergat mult Mădălin Predoiu astăzi și a depus efort. A fost singurul jucător care s-a luptat în atac cu masiva defensivă băcăoană. Iată o angajare pentru înaltul Pavel. Înlocuire și informația noastră, iese de pe teren Lupu și intră Manu Ionuț, un mijlocaș tehnic de viteză care a marcat foarte multe goluri în meciurile de pregătire, dar și în cele două meciuri de Cupa României. Beșa a respins această minge cu prețul unui fault, el se accidentează. Foarte bun jocul lui Beșa, a dat siguranță apărării noastre. Am intrat în minutul 80 al partidei și în continuare CSM Focșani și Aerostar Bacău se află la egalitate 0-0. Oaspeții, vă reamintesc, au irosit o lovitură de la 11 metri în minutul 10, au trimis mingea în bară. Un jucător al echipei CSM Focșani este căzut pe gazon, băcăoanii însă nu trimit mingea în afara terenului de joc. Iată, Parlac este faultat. Arbitrul Cristian Moldoveanu din Sfântul Gheorghe are o discuție acolo cu antrenorul Vasile Burgă. Va urma un final
dificil pentru formația noastră. Să vedem dacă vom reuși să rezistăm. Băcăuanii sigur nu sunt mulțumiți cu acest rezultat înregistrat în acest moment. Iată un nou atac pozițional. Claudiu Mihai intervine și trimite în afara terenului de joc. Iese Lazar și reține cu siguranță. Sahru se afla acolo și putea trimite periculos. Degajează Lazar din nou către Predoiu. Iată-l pe Manu. Pădineanu, să vedem dacă va șuta. Mingea rămâne în posesia noastră. Zaharia îi trimite lui Predoiu pe partea dreaptă. Popa, recuperăm acest balon. Pădineanu întoarce înapoi. Parlac. Acum Săpunaru, este faultat la jumătatea terenului. E bine că încercăm să avansăm puțin, să stăm ceva mai sus. Iată-l pe Claudiu Mihai. Popa pe partea stângă pentru Manu. Acesta nu reușește preluarea. A fost o minge înaltă. Antrenorul Cristi Popovici se agită pe margine. Încearcă să-și impulsioneze elevii. Nu este mulțumit cu acest rezultat de 0-0. Iată, offside, în offside este surprins Pavel. Jolt Biro a ridicat fanionul de la margine. Se scurcă greu minutele. Din nou Predoiu nu reușește preluarea și cred că se accidentează. Să vedem dacă atacantul focșenean va reuși să continue această partidă. Iată, jocul a fost reluat. Chirilă pe partea dreaptă, o centrare periculoasă și Săpunaru se opune acolo și va fi lovitură din colțul careului de 6 metri. Din nou Lazar degajează lung. Se precipită și oaspeții și iată că nu reușesc să combine periculos și va fi o nouă înlocuire. Remus Popa
va intra pe teren acesta, înlocuiește pe Mădălin Predoiu, care s-a zbătut mult astăzi de unul singur acolo în jumătatea de teren a oaspeților. Pavel înapoi pentru Mihăieș. Mihălăchioaia trimis pe partea dreaptă. Istrate. Față în față cu Claudiu Mihai. Pădineanu venit la dublaj. O centrare și Lazar iese și reține foarte bine. Popa face pressing acolo de unul singur și nu este ajutat de niciun coechipier. Pădineanu recuperează acest balon. Iată-l pe Zaharia, juniorul focșănean, Remus Popa. Și vom arunca de la margine. Focșănenii nu trebuie să se grăbească în aceste momente. Ne aflăm în minutul 88 al partidei. Un cartonaș galben acordat pentru proteste. Mihălăchioaie a văzut cartonaș galben. Claudiu Mihai aruncă acum de la margine, va fi un lung de linie către Remus Popa. Va fi posesie pentru Aerostar Bacău. A Dăscăliței pe partea stângă. Săpunaru trimite în afara terenului de joc. Rezistă în continuare apărarea focșănenilor. O centrare, însă Remus Popa respinge și iată, va fi o lovitură liberă pentru Aerostar Bacău. A văzut un hands acolo arbitrul Cristian Moldoveanu. Îmi dă senzația că ușor, ușor îi aduce către careul focșănenilor. Iată, o centrare, mingea este în afara terenului de joc și va fi o lovitură de la poartă pentru CSM Focșani. Iată, 4 minute de prelungire arată arbitrul acestei întâlniri. Au fost multe schimbări. Dar 4 minute mai trebuie să reziste jucătorii focșăneni pentru a reuși, iată, un rezultat pozitiv, ca să zic așa.
la debutul în Liga a treia. Un șut de la distanță scoate din nou Lazar. Foarte bun Lazar astăzi. Este a treia sau a patra intervenție. Lazar alături de Beșa. Au făcut un joc foarte bun. Săpunaru aruncă acum de la margine. Nu s-a înțeles acolo cu Remus Popa. Oaspeții sunt un atac. Mihăieș din nou o minge către careul lui Lazar. Nu se poate acorda penalti la această fază. Centralul s-a uitat către asistent. Ne așteptăm la orice. Dominare totală a echipei Aerostar Bacău, care caută golul, însă focșănenii sunt grupați foarte bine pe două linii. În apărare un șut și mingea trece mult peste poarta lui Lazar. Au trecut deja două minute din cele patru de prelungire arătate de arbitrul Cristian Moldoveanu din Sfântul Gheorghe. Una din ultimele acțiuni de atac pentru Aerostar Bacău. O centrare de la margine, se ridică Fanionul. O poziție de offside, oricum Lazar reușise să rețină această minge. Ultimul minut de prelungire. Și din nou Băcăoane aruncă mingea spre careul lui Lazar. Un șut de la distanță, mingea trece peste poartă și cred că ar trebui să se fluiere finalul jocului. Un rezultat bun pentru CSM Focșani, acest 0-0, ținând cont că echipa a evoluat în 10 jucători de câmp după eliminarea lui Panaite în minutul 10. Oaspeții au ratat și o lovitură de la 11 metri. Altfel ar fi stat lucrurile pe teren dacă s-ar fi jucat 11-11. Cu siguranță că focșanenii și-ar fi creat mai multe situații de gol. Și iată fluier final în acest moment. CSM Focșani și Aerostar Bacău termină la egalitate 0-0 în prima etapă a Ligii a treia, seria a întâi. Florin Danciu și Silviu Stanciu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți și meciurile următoare care vor fi transmise în direct pe canalul Est Media Press. Fotbaliștii focșăneni salută publicul spectator venit astăzi aici pe stadionul Milcovul. Atât de aici, până la următoarea noastră transmisiune, vă doresc o seară plăcută.